Știi care e problema, Lili? La ce a zis mai devreme Alex, înseamnă că tu ai voie să mănânci doar asta. Îți urez poftă bună de pe acum. Și pentru noi ceilalți, pregătim ceva foarte bun. Avem și un mic dejun, pentru că domnul antrenor a spus că nu avem voie aia, nu avem voie aia, nu avem voie aia. Dar am zis că avem voie cârnați cu cașcaval, ouă în pâine și cu salată verde. Ăștia sunt de aia cu cașcaval, da, în interior? Da, cu cașcaval. Dar asta nu e ce gătim noi azi, de fapt. Nu este, asta e doar, pentru, doar așa, bonus. Pentru tine, Bogdan, că stai lângă mine în bucătărie tot timpul. Mai văzut tu... că m-am uitat la sport, da, deci merit. Da, așa. Da. Sau dacă vezi de aici, really, un... ceva de aici, din micul tău dejun. Lili, o să vii să-ți alegi tu de aici, da, din farfurie. Între timp, zine ce gătim. Deci astăzi fac somon la tigaie, rumenită tigaie, marinat înainte, un pic de lămâie, ulei de măsline, un pic de oțet, un pic de ceapă, mai multe condimente. Îl las tot o jumătate de oră și pe aia rumenesc în tigaie pe partea cu piele. Important e să gătească cam 80% pe partea cu piele, pentru că se păstrează mai bine toate proprietățile somonului. Care știți, somonul are omega-3, are acid graș, are vitamina B, are și multe complexuri, dar nu. Sunt multe, foarte sănătos somonul și chiar dacă este somon de acvacultură, de multe ori să știi că și acestea sunt sănătoase, nu sunt neapărat rele, pentru că nu sunt de sălbatice. Bun. Deci cum ne apucăm de rețetă? Pe lângă el, vreau să fac un piure de cartofi dulci. Așa. Care fac la cuptor cartofi, nu-i fierbă în apă, pentru că absorb foarte multă apă cartofii dulci, când îl faci piure după aia e foarte lichid. Îl fac la cuptor, după aia îl blendesc cu... Poți să-l bag în blender. Cartofii dulci se pot băga în blender, că nu au amidon și poți să-l faci în blender. Cartofii normal nu, că se fac gumă după aia. Cu unt și lăptic, normal. Și cu spanac. Să cu spanac rumenit. Baby adică, spanac, baby. Cred că de ce fac baby? Da, baby, și baby. Poftă. N-am crezut că o să zic asta, dar mi-e o poftă de spanac. Și da, de ce fac totuși pește? Am uitat să spun astăzi, pentru că telespectatorii și-au dorit să fac pește. Și chiar am primit și multe cereri de, de somon, să fac somon și astăzi, iată că fac ceva ce v-ați dorit dumneavoastră. Bun. Ne apucăm de treabă la bucătărie, da? Da. Mâncăm sănătos astăzi, somon, omega-3, la tigaie. Așa, tigaie, rumenii poate și în cuptor și dacă nu ceva facem și o salată cu somon ce rămâne. Să facem, avem. Să facem. Am revenit aici în bucătărie, bine zici, unde oalele sunt încinse, totul e o nebunie, da? Se gătește, șef Ștefan Popescu are grijă de toate, iar eu beau o cafea. Ce facem, șef Ștefan Popescu? Acum... Hai să amintim. Am pus somonul la marinat cu un pic de rozmarin, verdeață, lămâie, ulei de măsline, sare, piper. Și am mai dat drumul tigaie. Totdeauna tigaia să fie un pic încinsă și pe piele să fie pus somonul. Să nu pierdem din nutrienți. Parcă așa ai zis la început. Da. A început să sfărie. Bun. Da. După ce așezăm peștele în tigaie, ce mai facem pe aici? Lăsăm. Am cartofii dulci, sunt la cuptor. Da. La cuptor. Aha. Sunt aici. Etapa pregătit. Ce bine arată. Și sunt gata. O să vedeți și voi imediat. După care mai am ceva, ceva așa... Por la bun buș. Ne-am apucat de... Te rog, eu vrei să le scoți tu afară să-mi zici ce sunt. Așa, gogoșele, care trebuie să stea la crescut, fără drojdie, cu iaurt, cu un pic de unt, cu gălbenuș de ou, cu făină, fără să puțin zahăr doar, pentru că punem un gem de acolo deasupra. Gem de? Un gem de zmeură, ați făcut acum. Ce bun! Gem de zmeură, preparatul meu. Da, hai că te pricepe, îmi place, bravo. Perfect. După aia pui gem de zmeură peste el. Iar între timp am făcut și sosul cu ceapă, mărar, smântână de gătit, lămâie, sare și piper. Și atât. Am rumenit ceapa pe care am pus smântâna, lămâia, mărarul la final și un pic de unt să-i dea cremozitate. Întotdeauna untul se pune la finalul sosului, nu mai pui pe plită. Am înțeles. Asta gata. Este, noi lucrăm de zor, avem treabă în bucătărie aici, pentru că ai menționat sare și piper mai devreme. Da. Sarea și piperul acestei emisiuni. Cine este? Nu e șurubel? Asta nu o să dăm la mâncare acum, pentru că nu vreau să o dau la nimeni. Șef Ștefan Popescu aici lângă noi și avem finalul de... Doamne, cum arată! Nici n-am mai putut să mai zic final de rețetă. Ultimul touch, să spunem asta așa, ultima atingere a parfuriei. Șef, sosul, astăzi ne-ai invitat la un fine dining, adică... Și un pic de muguri, dar așa de sănătate, pus deasupra. Ce e asta? Semințe, muguri, de borcară, de floarea soarelui, de ce bine orice arată. Sunt acolo. O mică sălățică pentru așa, pentru cine vrea să mănânce cartof. Da, șuru. Somon la tigaie, rumenit și marinat în lămâie, ulei de măsline, sare, piper, un pic de rozmarin și pătrunjel. Da. Spanac rumenit cu ceapă șalot, foarte rapid, într-un minut. Ai văzut, era aici. Și pireul de cartofi duș, care este făcut la cuptor cartofii, nu se fier, pentru că absorb foarte multă apă. Și pe aia doar blendați cu unt, pic de lapte, sare și piper.
Și și sosul de lămâie cu ceapă, lămâie normal și un pic de smântână și mărar. Perfect. Și asta este. Asta e mâncarea ca mâncarea, da, dar simplu. Ce avem aici? Aici avem și ceva pentru că... Ce s-a întâmplat astăzi? Asta nu era un program. Nu era un program, îmi place întotdeauna să fac și un mic desert, să fie tot un mic aperitiv, felul de bază și un desert. Gogoși care nu trebuie să stea la crescut, fără drojdie. Adică cu iaurt, cu unt, făină, arome. Da. Și pur și simplu și ouă. Le pui cu lingura în baia de ulei. Nu știu că s-a văzut, dar nu cred că s-a văzut. Doar Bogdan le-a scos de acolo. Pot să atest, da, am muncit la ale scoate. Și acum o să muncesc la ale doar mâncat. Cu lingura se pun înăuntru, le-ai lăsat, da, și le lași în baia de ulei. Și să ai grijă să se facă în interior. Și se fac rapid, fără drojdie. Ne-ai lăsat iar fără cuvinte, da. Mulțumim, șef Ștefan Popescu. Și ne revedem vineri, da? Da, vineri. Nu pot să spun că era și o surpriză. Niciodată nu vrei să ne fie surpriză. Bine, o lăsăm surpriză atunci.